În ajun de 9 mai, flori și felicitări veteranilor. Concert la domiciliu pentru cei care ne-au dăruit pacea. Primăvara Biruinței 2023, prima întrunire militar-patriotică de tineret. Bine v-am găsit, ora știrilor, în emisia primului post nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Mâine întreg poporul nostru va marca ziua Biruinței, cea mai scumpă și dragă sărbătoare. A apropiat-o pe fronturile Marelui Război pentru apărarea patriei și în spatele lui buniei și străbuniei noștri. Ne vom aminti cu pietate de toți cei care și-au jertfit viețile pentru pacea zilei de astăzi. Numai datorită ostașului sovietic a fost pus punct în acest război, datorită bărbăției, neînfricării ostașilor sovietici și celor care au muncit în spatele frontului. Și aceasta a fost o faptă eroică. În acel calvar, bombardamente, uzinele produceau necesarul pentru front. Aceasta e o faptă eroică. Când unui director de uzină i-au dat anumiți bani, pistolul, safieul și iată, uzina este edificată și peste o lună produce muniții. E la fel o faptă eroică. Și când în ploaie, în vânt, în ger, aceste mașini produc obuze și muniții, toarnă oțel pentru tank. În ce privește fapta eroică a poporului sovietic și necesitatea marcării zilei Biruinței, aici nu pot fi careva dubii. Este un moment care nu necesită demonstrații. De aceea nu trebuie de polemizat. Ai luat portretul Bunelului, du-te și te închină fapte eroice a ostașului sovietic în acest strașnic război. Uniunii sovietice, statului multinațional, soldatului sovietic trebuie să-i fie recunoscători toți pentru faptul că au eliberat lumea de nazism și fascism. Așadar, mâine e 9 mai. Cum vom sărbători ziua Biruinței? Fiecare oraș are propriul program. Cu depunerea de flori va începe ziua de mâine în capitală, la fel și în celelalte orașe ale Republicii. Nistrenii vor veni la memorialurile gloriei pentru a se închina în fața eroismului ostașilor eliberatori. În anul curent nu va fi parada și marșul regimentului nemuritor, dar fiecare nistrean poate veni cu portretul eroului său, al cărui istorie o păstrează în suflet cu pietate. La 8:30 la Kamianka ia start cursa de motociclete, traseul, piața centrală, strada Lenin, memorialul gloriei, parcul Wittgenstein. La Dubăsari, la ora 10, va fi maratonul bicicliștilor, steaua Biruinței. De la 14 până la 18 în toate raioanele Benderului, concerte mobile. Pe parcursul zilei în Republică vor avea loc concerte, expoziții militare, va răsuna muzica anilor de foc. La 18:55 toată Republica noastră se va opri într-o clipă de tăcere. La 9 seara, în orașele Republicii, foc de artificii. Flori și felicitări celor care ne-au adus pacea. În aceste zile, veteranilor le sunt înmânate scrisori din partea președintelui Rusiei. Этот праздник навечно вписан в историю страны. Он в памяти нашего народа. Адреса Москва, Кремлин. Prezidentul Federației Ruse, Vladimir Putin, felicită cu ocazia sărbătorii Biruinței. În septembrie 1941, fasciștii au început asedierea Leningradului. Margareta avea numai 4 anișori. Împreună cu sora ei au supraviețuit foamea, frigul și bombardamentele. Не дай Бог. Nu deie Domnul cuiva asemenea suferințe pe care le-au avut locuitorii Leningradului. Nemții au organizat un adevărat genocid împotriva poporului nostru. Îmi amintesc cum mama de câteva ori în zi ne ducea în adăpostul antiaerian. E greu să-mi amintesc și să povestesc despre acei ani. A fost un adevărat iad. Nu știu cum am supraviețuit, cred că numai datorită mamei. Iar acesta este Vladimir Gromov, eroul Marelui Război pentru apărarea patriei. La front a plecat în vârstă de 17 ani. A eliberat Pribaltica. Oaspeții i-a întâlnit în haine de sărbătoare.
Războiul a luat sfârșit. Ne aflam în apropierea orașului Auz, aproximativ la vreo 50 de kilometri de el. Eram în pădure. Noaptea era întuneric. Am auzit salvele. Ce se întâmplă? Credeam că nemții din nou împușcă. Am luat armele în mâini și am ieșit să vedem ce se produce. Iar cineva din statul major ne-a spus că războiul a luat sfârșit. Ne-am bucurat mult. Cânta armonica, dansam, cântam de bucurie. Înmânarea scrisorilor de la prezidentul Rusiei a devenit deja o tradiție frumoasă. În listă sunt în jurul la 100 de persoane, de la Kamenka și până la Slobozia. În Nistrenia continuă să felicite veteranii cu ocazia Zilei Biruinței. În ajun la Tiraspol, dispoziția de sărbătoare a fost creată de echipele brigăzilor de agitație. Mașina cu artiștii se oprește la casele veteranilor pentru fiecare concert personal. Programul include cele mai frumoase melodii și compoziții ale anilor de foc. Vera Fyodorovna Fyodorova, din motive de sănătate, nu poate coborî la scară, de aceea ascultă lângă fereastră. Iar Constantin Ivanovici Puganov așteaptă oaspeții în curtea casei, în haina de paradă și cu decorații militare. Veteranul își amintește de calea sa de luptă. Sunt bravo că organizează concerte pentru noi. Nu peste tot se fac asemenea sărbători pentru veterani. La noi, în Nistrenia, ele sunt organizate. Maria Spiridonovna Kaznovski, de asemenea, a ieșit afară să vadă concertul. La 101 ani, ascultă în picioare. Nu își poate reține lacrimile și, uitându-se la ea, plâng și toți ceilalți. Iar când a răsunat Ziua Biruinței, veteranul a început chiar și a dansa. Foarte mult mi-a plăcut concertul, a fost atât de sufletesc, chiar și am plâns. Toate aceste cântece și felicitări mi-au amintit de anii de război. În fiecare an, grupul operativ al trupelor ruse în Nistrenia, împreună cu administrația capitalei, departamentul cultură, suvoroviștii, vin la veteranii din oraș. În anul acesta sunt 19 adrese. Pe lângă programul de concert, în cinstea sărbătorii, fiecărui veteran îi se acordă premiul bănesc, un set de front simbolic și, cel mai important, atenția și respectul atât de necesare pentru cei care au reușit să supraviețuiască în acel război teribil. La Kamenka, acțiunea Panglica Sfântului Gheorghe s-a desfășurat cu participarea activiștilor de la școlile numărul 1 și 2 din oraș. Ei au felicitat orășenii cu ajunul zilei de 9 mai, înmânându-le ilustrate și panglici negru-oranj, simbol al vitejiei și eroismului poporului sovietic demonstrat în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Suntem foarte fericiți ca să primim aceste felicitări în ajunul Zilei Biruinței, anume de la tineretul nostru, care eu cred că ei știu aceste tradiții și le vor transmite din generație în generație. Ei sunt datori ca să țină minte pe cei care au luptat și ne-au adus biruința și un cer senin. Cetățenii au primit în dar lucrări confecționate de copiii de la școlile și grădinițele din întreg raionul, fiind ajutați de pedagogi și părinți. Panglica Sfântului Gheorghe, ilustrate, suvenire, au fost selectate cele mai reușite lucrări. Au fost felicitați atât cămencenii, cât și oaspeții. Am venit din Germania. Mă odihnesc la Kamenka deja de 2 săptămâni. Îmi place mult aici, e pace și liniște. Cu lacrimi în ochi am primit felicitările copiilor. De mult n-am avut asemenea emoții. Elevii cu emoții deosebite au participat la acțiunea în cauză. Doar fiecare familie își are eroul său care a luptat pe fronturile Marelui Război pentru apărarea patriei. În familia noastră tot este un erou. Acesta a fost trebunelul meu, Gămețchi Mitrofan. El a luptat din 41 până în 45. Chiar a fost rănit grav, dar totuși s-a întors înapoi acasă. Prin acțiunea de astăzi vrem să mă închin până la pământ în fața tuturor care au luptat și în primul rând în fața străbunicului meu. El și-ar certi sănătatea pentru că noi astăzi să trăim în pace, pentru că să fim bucuroși și să ne mândrim că a fost un erou atât de principal în familia noastră. Iar mâine toți locuitorii vor putea participa la activitățile de sărbătoare consacrate zilei de 9 mai. Principalele se vor desfășura în bătrânul parc din Kamenka.
La Slobozie astăzi și-au mintit de Alexandru Gusar. La 8 mai 1992, grupul de teroriști Bujor l-a omorât pe patriotul nistrean. Pe atunci, Alexandru Davidovici conducea armata de voluntari din Slobozia și lupta deschis contra agresiunii naționaliștilor din Moldova. Alexandru Gusar e unul din acei lideri care a devenit șeful Armatei Populare de Voluntari, un mare activist ce prietenea cu Nicolae Ostapenko, președintele Sovietului Raional de Deputați, cu Iurie Zatica, președintele Consiliului Unificat al Colectivelor de Muncă și cu o întreagă pleadă de oameni care au condus poporul în anii de grea cumpănă, în timpul fondării tânărului stat. A fost un om cu literă mare, un adevărat patriot al meleagului, de la care tineretul poate lua exemplu. La sfârșit de aprilie 92, grupul de teroriști Bujor a împușcat automobilul deputatului Sovietului Suprem, Nicolae Ostapenko, iar la 8 mai a fost omorât și Alexandru Gusar. El a fost înhumat pe Aleea Memoriei din centrul orașului Slobozia. La mormântul eroului Nistreniei au căzut flori vii. Astăzi a avut loc și tradiționalul cros în memoria lui Alexandru Gusar. Au participat elevii din orașul Slobozia. Complexul curativ Zorile Nistrene din nou a întâlnit oaspeți. De această dată, zeci de echipe de studenți din întreaga Republică, căzăcei, toți sunt participanții primei întruniri militar-patriotice, Primăvara Biruinței 2023. Primăvara Biruinței 2023. Două zile și o mulțime de emoții pozitive. În programul întrunirii, competiții sportive și intelectuale, filme despre marile război pentru apărarea patriei, întâlniri cu oameni interesanți, discuții cu slujitorii cultului, evoluarea demonstrativă a detașamentului cu destinație specială a Ministerului Apărării. Bineînțeles, această întrunire este importantă pentru copiii noștri, pentru studenți, pentru ca tineretul să cunoască istoria țării sale, a poporului, să știe prin care război a trecut, cum străbuneii și bunieii au apărat lumea de fascism. Această întrunire planificăm să o facem tradițională, pentru că această tematică va fi actuală întotdeauna. Mulți tineri au venit încoace pentru prima dată. Ne place, natura e frumoasă, n-avem posibilitatea deseori să ieșim la natură, căci suntem programiști, ne aflăm mai mult lângă computer. Corpus, вот после ремонта. Blocul este după reparație, există Wi-Fi, sunt comodități în odăi. Наше время пришло, наше время пришло, время выбрало нас. Mult sport, muzică, întâlniri interesante, iar lângă capul de Podchețcani a avut loc închiderea întrunirii, mitingul și concertul dedicat aniversării a 78-a de la Marea Biruință. În ajun de 9 mai, la școala medie rusă numărul 2 din Dubăsari a avut loc lupta corurilor. Elevii claselor primare au interpretat cântecele Marelui Război pentru apărarea patriei. Mulți elevi au venit la festivitate cu portretele străbuneilor care au luptat pe diverse fronturi. Către această activitate, toți s-au pregătit din timp. Copiii împreună cu pedagogii au învățat cele mai populare cântece ale anilor de foc. Au pregătit portretele strămoșilor care au luptat și au adus pacea pe meleagul nostru. Au confecționat simbolul biruinței, panglica Sfântului Gheorghe. Festivitatea a decurs într-un spirit patriotic și n-a lăsat indiferent pe nimeni, nici pe cei mici, nici pe maturi. În așa fel, învățăm copiii să nu uite memoria și să onoreze străbunii care au luptat pe diverse fronturi. Să respecte marea sărbătoare, Ziua Biruinței, este un lucru necesar. La activitate, copiii au adus cu sine portretele rudelor, ostași ai Armatei Roșii, care au eliberat de sub jugul fascist țara. Bunelul meu, Pavel Dorma, mergea prin pădure. A văzut într-un șanț doi fasciști, unul a fost nimicit, altul luat în prizonierat. Pentru aceasta a fost menționat cu medalie. În lupte a ajuns până la Berlin. Pe mine m-au numit în cinstea străbunelului, Andrei. În timpul războiului a fost tanchist, în lupte a fost omorât. Eu sunt mândru de el, a fost un erou adevărat. Această activitate a fost organizată pentru cei mici. Pentru elevii mai mari a fost prezentat spectacolul Istoria tanchistului, la fel consacrat evenimentelor Marelui Război pentru apărarea patriei.
În Parcul Ecateriniei din capitală în ajuns s-au adunat amatorii modului sănătos de viață și sportului la un fitness fest de proporții. De dimineață în parc au fost antrenamente la zumba și yoga. În program, competiții la volei, basket, mini-fotbal, workout, skateboarding și alte genuri de sport. La fel, un seminar dedicat alimentației corecte. Doritorii s-au întrecut la un dance battle în scena Parcului Ecateriniei Langeron și decorarea participanților festivalului. Astăzi am îndeplinit în surplus planul în cadrul deschiderii sezonului. În anul curent desfășurăm această activitate deja pentru a șasea oară. Am adunat un număr record de cadouri. În jurul la 500 ele vor fi înmânate celor mai activi, atât sportivilor cât și vizitatorilor obișnuiți. Toate cu orientare sportivă. În continuare, în fiecare duminică vom organiza activitățile noastre. Ele sunt gratuite și se vor desfășura până în luna octombrie. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară Cub și pe rețelele noastre sociale. Cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!